Acrobații, clovni și animale sălbatice, acestea sunt ingredientele rețetei de succes a circului Americano Vargas, al cărui prim spectacol a avut loc astăzi, 9 iunie, începând cu orele 18. Un nou spectacol cu animale sălbatice a sosit în orașul Mejdia. Din cadrul show-ului nu vor lipsi acrobațiile, clovnii și reprezentațiile inedite cu animale sălbatice. Spectacolul va putea fi urmărit în perioada 9-14 iunie, zilnic de la orele 18. Avem un spectacol inedit, este unul dintre cele mai bune spectacole din țară. După părerea mea, fiecare își laudă copilul, știți cum e, dar venim cu un spectacol pentru toate vârstele. Avem și acrobație foarte bună, avem clown, numere tradiționale de circ și ca animale avem cămile, ponei, șerpi, crocodili și, mare surpriză, elefantul Dumbo. Ce acrobații sau ce va face micul, ca să-i zic așa, între ghilimele, elefant? Degeaba v-aș explica acum, cel mai bine ar fi să veniți să-l vedeți. Și invităm pe această cale toți locuitorii din Mejdia să vină la un spectacol, v-am spus, un spectacol inedit cu multe acrobații, clowni, practic 2 ore de stindere și 2 ore de voie bună. Când și unde se va desfășura? Pe terenul de lângă stadion, la Pătrățel, de vineri până duminică, începând cu orele 18. Circus Americano Vargas este circul cu cele mai multe animale din țară și cu nenumărați artiști și dresori din România, Ungaria, Croația, Serbia, Finlanda, Germania, etc.